În mai multe zone ale municipiului, în punctele gospodărești unde au fost amplasate noile containere necesare colectării selective a gunoiului, acestea au început deja să fie deschise de scormonitorii în gunoaie pentru a le goli conținutul. O parte din ele au început să fie inscripționate cu fel de fel de ziceri, unele mai ciudate ca altele. Scormonitorii în gunoaie chiar spun că știu și identitatea autorului, un tânăr care umblă prin oraș cu un căricior împodobit cu un steag tricolor și mai multe decupaje din reviste. Ceva? Știți cine? E ăla care umblă cu steagul și cu steagurile la mare și cu icoanele pe căricior. Ala scrie tătilăs din oraș. Dar el nu este din orașul roman? Nu. E din partea Ardealului. E din partea Ardealului, nu de la noi. Da. Stă la grajbe, l-o primim la primărie, l-o primim și stă la grajbe. Și a scris tătilăzile astea. Și aici, și la Munteanu, și în partea și altă, la Piața Mare, ala care cu steagul și cu icoane. Ala scris tătilăzile. Este, nu plec mai departe, dar nu scriu toate porcăriile din lată. E frumos așa? Că apoi lumea să-mi iei bani. Cum să-mi iei lumea bani? Să mănânce și la o bucată de pâine. Păi dacă spun la bătia pe jora, nu mai primești acolo. Că și-a strângit ca și mine. Fera, tanii, pică, pipii, oameni. Eu dacă spun așa, nu mai primești. S-a și bate. Dar nu-i frumos. Caut frumos, dar nu scrii pilăs cu care ocă. Primarul municipiului, Lucian Micu, recomandă rămașcanilor care constată acte antisociale să sune la poliția locală pentru a le seziza și a se putea lua măsuri imediate. Nu știu, trebuie să-i întrebăm, păi chiar nu știu. Să-i da. Întrebați cum, unde închid sau ce fac. Am să mă duc până la ei, să intru. Dacă am vedeschit și tot, cotovrechimile să. Aveți zone punctuale unde i-ați văzut? Și i-ați văzut când umblau? Da, da, da. Și de ce n-a sunat la poliția locală? Dar eu vă întreb altfel, ca și cetățean, când vedeți că se întâmplă ceva, lăsați să mă întrebați pe mine a doua zi, eu dacă văd ceva, sun la poliția locală. Și zic, uite, în momentul ăsta se întâmplă asta acolo. Deci ele sunt deschise la aceste containere noi, sunt deschise de oamenii. Înțeleg, dar eu fac un apel la toți cetățenii municipiului Roman. În momentul în care se întâmplă un astfel de lucru, trebuie să fim anunțați la poliția locală pentru a putea să luăm măsuri. Un astfel de container personalizat cu tipul de deșeu ce trebuie colectat, peturi din plastic, sticlă, metal, hârtie, textile, costă 320 de euro, fără TVA, paguba operatorului dacă acestea sunt deteriorate fiind una importantă.